S-a discutat iarăși foarte mult despre carantina de noapte, de ce este ea importantă. Și de ce de la ora 11, de la ora 10 și nu de la ora 11? Da, carantina de noapte, să știți că a apărut în toate țările, pentru că s-a observat că atunci când închizi restaurantele, oamenii vor încerca să mute această activitate la domiciliul unuia dintre ei din grupul respectiv. E clar că niște oameni care merg la cineva acasă să se distreze, să nu credeți că vor sta cu măștile și vor respecta distanța fizică. Este clar că acolo nu se vor respecta măsurile sanitare. Și atunci autoritățile din țările care au făcut studii de epidemiologie au observat că o rată de transmitere importantă este generată de aceste petreceri private unde oamenii socializează. Și atunci s-a introdus carantina de noapte, tocmai pentru a descuraja astfel de comportamente. De ce a fost modificată ora la noi? Ia sunt țări care au introdus carantina de noapte și mai devreme decât ora 21. Cred că au introdus-o mai mult pentru a descuraja și a atrage un semnal de alarmă suplimentar. Mai degrabă decât a avea un efect epidemiologic imediat, cred că este mai degrabă un efect social și psihologic, prin care autoritățile au vrut să le spună oamenilor: aveți grijă că situația este din ce în ce mai grav. Premierul spunea atunci, întrebat fiind, de ce ora 10 și nu ora 11, că va face diferența această oră. Credeți că într-adevăr va face diferența intervalul acesta între 10 și 11? Nu cred că va face o diferență, vă spuneam, epidemiologică imediată. Însă premierul a luat în calcul, având un grup de experți care îl sfătuiesc asupra acestor măsuri, a luat în calcul, dacă vreți, impactul social și psihologic. Oamenii știau că de la ora 11 nu mai pot ieși pe stradă. În momentul în care autoritățile spun că acest lucru s-a înrăutățit și reducem și mai mult intervalul orar, în momentul ăla, în mintea oricui, derivă și rezultă faptul că evoluția pandemiei s-a agravat.